Salut, sunt Vasiliu Cigan, monitor de schi și Salvator Montan. Astăzi filmăm pentru Ski and Outdoor Magazine. Vom începe o serie de câteva episoade în care să vă învățăm să mergeți pe munte, să practicați sporturile montane într-un mod cât mai corect și cât mai confortabil pentru voi, pentru că muntele înseamnă în primul rând plăcere. Aflându-ne în Alpine Expert, îi dau cuvântul lui Sorinel să ne povestească puțin despre lână Merinos. Salutare, eu sunt Sorinel și pot să vă spun despre lână de merino că este cel mai apreciat produs din magazinul nostru. Articole vestimentare cu fibră de lână sunt cele mai apreciate din foarte multe motive. Cel mai important motiv e acela că nu se împute, asta înseamnă că poate fi folosită 2-3 zile, fiind suficientă doar o aerisire în fiecare seară, imediat după utilizare. Pot să vă mai spun despre lână de merino, că este o fibră foarte prietenoasă cu pielea, nu este lână clasică pe care o știm toată lumea, nu provoacă alergii, de cele mai multe ori alergiile sunt doar închipuite și nu reale. Îmbrăcămintea de corp și lenjeria au devenit cele mai bine vândute produse în magazinul nostru, de aceea avem speranța că în următorii ani vom trece de pragul de 60-70% de produse de corp și lenjerie care sunt doar din fibră naturală și încercăm să evităm pe cât posibil materialele sintetice. Lâna de merino este folosită practic în toate articolele vestimentare, de la lenjerie, îmbrăcăminte de corp, îmbrăcăminte de al doilea strat, second layer, cum se mai zice, până inclusiv la jachete sau pantaloni, umplutura fiind din lână. Lâna nu are nicio problemă la umezială, cum are puful de exemplu, și ține tot cald. Avantajul major la lână e că și atunci când este udă, ea păstrează temperatura constantă și este un lucru foarte bun, în special pentru doamne și domnișoare care suferă de frig. De multe ori, îmbrăcămintea de corp s-a dovedit a fi soluția în ceea ce privește confortul termic al oamenilor, mulți căutând o geacă sau un pantalon foarte performant de exterior, însă în realitate, problema a fost îmbrăcămintea care este sub geacă. De evitat bumbacul, pentru că acesta ține rece când se udă și riscul de a simți frigul sunt foarte mari. Vom începe să discutăm despre cum să ne îmbrăcăm la schi. Datorită meseriei mele, stau ore în șir pe pârtile de schi în fiecare iarnă. Confortul termic este foarte important pentru noi. De aceea mergem pe sistemul să ne îmbrăcăm în straturi și, bineînțeles, folosim lână merinos. Ca să fim mai organizați, vom începe să vă explicăm despre îmbrăcăminte de jos în sus. Și începem cu șosetele de schi. De ce să alegem șosete de schi și nu să folosim șosetele normale la schi? Pentru că șosetele de schi au un material, o întăritură în zonele de frecare între picior și clăpar. După șosete, trecem mai sus, trecem la lenjerie. Și de ce spun lenjerie? Pentru că pe pârtile de schi, dragilor, stăm pe telescaun, stăm pe teleschiu. E foarte important să ne protejăm termic și zonele puțin mai rar văzute de soare. De aceea, alegem o lenjerie din merinos. Avem aici mai multe modele. Eu propun și pentru bărbați și pentru femei genul boxer. După cum am spus, e foarte bine pe telescaun să avem așa ceva. După lenjerie, alegem primul strat. Primul strat m-aș duce tot pe un merinos și avem aici această bluză de merinos. Și ca și prim strat la picioare avem și acești pantaloni. Avem deja primul strat. Șosete, lenjerie, pantaloni de corp și bluză de corp. Pentru partea superioară putem să mergem și cu o suprabluză peste primul strat, tot de lână am alege, care o putem folosi și în locurile în care ne retragem în pauză. Vom merge să ne uităm puțin la pantalonii de schi. Dacă vorbim de pantalonii de schi, cel mai important lucru este partea de impermeabilizare. Membranele impermeabile sunt foarte importante, dar să fie și respirabile, pentru că ne supraîncălzim dacă nu respirăm. Ne uităm la parazăpada, trebuie să aibă parazăpezi care se atașează de clăpar și nu permit ca zăpada să ajungă la pielea noastră sau la primul strat. Iarăși, bretelele pot fi un avantaj pentru pantalonii de schi. Pe telescaun, pe teleschi sau când cazi, te ajută să susțină pantalonii în așa fel încât să nu ajungă zăpadă prin locuri unde nu ne dorim zăpada. De la pantaloni,
Am terminat cu partea inferioară a corpului, trecem la ultimul strat din partea superioară a corpului, geaca de schi. E foarte important ca geaca să arate foarte bine, colorată, în așa fel, încât să ne simțim foarte bine când toată lumea se uită la noi pe partea de schi. Dar are și anumite caracteristici care trebuie să le luăm în seamă. Iarăși, membrana. E foarte bine ca membrana să fie o membrană care izolează din punct de vedere al precipitațiilor, dar și respiră. Apoi, multitudinea buzunarelor pe pârtie, e bine să ai cât mai multe buzunare. Să-ți încapă toate chestiile care le ai la tine, cheile de la mașină, telefonul și toate să fie buzunare care se închid cu fermoar. Să nu pierdem pe pârtie. Credeți-mă, primăvara găsim foarte multe obiecte pe pârtie și din păcate nu avem un birou de obiecte pierdute. Iarăși, dacă vă întrebați ce caută acest buzunar la mânecă, este buzunarul pentru cartela de la teleschi sau de la telescaun. Gluga este o opțiune la geaca de schi și câteodată, când prindem o zi cu ninsoare mare, ne protejează și ne ajută foarte mult. Trecem la ultimul strat, la cap. Prin cap eliminăm cea mai multă căldură din corp. De aceea, protecția capului împotriva temperaturii scăzute e foarte important să o facem în zilele de schi. Căciula pe care o folosim e bine să fie o căciulă care intră sub casca de schi. De aceea, o căciulă mai subțire, care să ajungă și până pe urechi, e foarte bună. Dacă nu vrem să folosim căciulă sau dacă dorim să folosim altceva, sunt acele cilindre. Așa, uite, stai. Pe care le putem folosi într-o multitudine de tipuri, inclusiv ca și căciulă. Dacă nu vrem să-l folosim ca și căciulă, putem să-l punem la gât, să ne protejeze gâtul sau pe mână sau în alte feluri. Ok, să recapitulăm. Ce vă recomand să purtați pe voi ca îmbrăcăminte într-o zi de schi? Și începem în sens invers. Începem cu căciulă, cilindru multifuncțional, geaca de schi, pantalonii de schi și am terminat cu second layer, o bluză care o luăm peste first layer, first layer, pantalonii de corp, pe vremuri se spuneau izmene, o bluză de corp, lenjeria de corp de preferat cu o izolație termică adecvată și sosetele de schi. Data viitoare o să discutăm despre clăpari și schiuri. Dacă doriți mai multe informații despre cum să ne îmbrăcăm la schi, informații despre schi, despre pârtile de schi, despre echipamente, urmăriți revista Ski Magazine. Primul număr din 2020 apare în luna ianuarie. Mulțumim că ne-ați urmărit. Atât pentru astăzi, schiați responsabil și simțiți-vă bine pe pârtie.